Salutare vulpițelor și vulpișorilor, am revenit cu un nou episod alături de Houdini. Salutare vulpițelor și vulpișorilor și hudinașilor, suntem aici cu Foxy și o să facem mare opening pe contul abonatului. Cum se numește? Se numește Robert, sunt pe primul lui cont și o să mai am un cont, deci în total o să fac pe două conturi de-a lui opening. Oh, înseamnă că joacă la două capete, Robert. Exact, exact. Și să ne uităm aici, să vedem exact ce avem de deschis. Avem 32 de Brawl Box-uri, 3 B-Box-uri și ne uităm și în Trophy Road. Avem de colectat și Mega Box-ul de la 12.000 de trofee. Oi, care ceva trofee? Forță, forță! Și hai să vedem ce Brawler are în afară de Crow prezent aici pe ecran. 26 din 28. Are 2 șanse. Legendare n-are. Da. Ia de să vedem. Ba nu. Dar n-are și... Oare ce-i mai lipsește? Nu știu, de mai jos, că stai, vedem. Da. Mortis. Aaa, ca să vezi ce chestie. De nu-i pic eu o legendară pe episodul ăsta, nu știu. Ar fi ceva să-i pici o legendară. Ok. Sau măcar Mortis, că sincer Mortis mai pică așa din când în când. Da, mai... Mie cel puțin pe episodul îmi pică des. Ok, și o să încep cu Brawl Box-urile, o să le dau așa super pe rapid. Și o să citesc doar atunci când o să pice un bonus. Haide, apasă, apasă, apasă. Momentan nu am primit niciun bonus. Hai mă, cu bonusul ăla, mă. Primul bonus. Eu zic că începem cu gemuri. Bine, hai. Ai avut dreptate. Bine, 5 gemuri. Dreptate. Forță. Ia să vedem câte gemuri avea. Avea 6 sau ceva de genul cu acum. 6? Da. Da. Nu. 7. Care da, 12 acum. Matematica cu Houdini și cu Foxy. Oh, încă 5 gemuri! 10 gemuri direct, super. Așa, pe forță. Uite, mai Robert, te îmbogățim așa direct din start. Dacă pică și acum gemuri, Foxy, la următorul bonus, nu știu ce să zic. Să-i fie de bine. Adevărat. Oh, încă 3 gemuri! Astăzi, 13 gemuri. Astăzi îți purtăm noroc. Astăzi este ziua gemurilor. Da. Hai să vedem. Scoateți gemurile din pivniță. De la Murat. Scoate gemul de la Murat. Oh, două tichete. Ne-o stricat, bă, ne-o stricat tichetele astea joaca. Ne-o stricat șirul de gemuri. Următorul. Nu era bonus aici. Am crezut că e bonus, că se încărca așa mai cu stil. Mirosea bonus, dar n-a fost. Hai să vedem. Uite. Încă 3 gemuri. Deci de 4 ori eu picat gemuri și odată tichete. Foarte șmecher. Forță morță. Încă un tichet. Păi eu zic să-i mai dea și tichetii. Dar oricând ne putem aștepta la Brawler. Încă 3 tichete. Adevărat, mai are încă 2 Brawler doar de colectat. Mi se pare cam imposibil să nu-i pice acum. Păi da, singura chestie este că are șanse mici, știi? Așa zici tu? Da. După aia șansele rămân la fel de mici, chiar dacă nu mai ai Brawler. După aia o să ne sau cred că și scad. Cu cât strângi mai mulți Brawler, cred că îți scad șansele sau ceva de genul ăsta. După aia ne uităm și noi la șanse la Mega Box, dacă are șanse mari pentru Brawler. Și nu i-a mai dat nimic. Câte mai avea? Stai că ne uităm acum imediat. Unul singur. Oh, unul singur Brawl Box, nice. Și încă 3 gemuri, forță. Dar măcar i-a dat foarte multe gemuri. Da, de 5 ori a picat gemuri. Da, încă puțin și mai strânge și ea de un, cel puțin un skin la 30 bun, de acum gemuri. Acum bagi big box-urile. Da, hai să le deschid acum rapid. Să vedem, o grămadă de bănuți, puncte pe Rico. Puncte pe The Real și pe Tara și atât. Mai avem 2. Haide, haide, puncte pe 8-bit. Da. Și bonus un tichet și încă 200 Doubler Tokens. Și mai avem unul aici, să vedem și pe acesta. Puncte pe El Primo, pe Pam, pe 8-bit și gemuri. 4 tichete. Ar fi fost super bine. Nice, okay, bun. Și acum uite-te să vezi. Dacă are ceva pe shop. Ia uite ce are oferte bune. N-am mai avut o ofertă atât de bună de nu știu când. Ia uite. Pachetul ăsta cu 25 de lei și mai este și un festival, de ăsta e mai scump puțin. Păi da, ți dă puține gemuri și mulți bănuți, nu e prea interesant, sincer. Uite, și dacă avea gemuri,
Gen putea să-și cumpere ultimul brawler mitic rămas, adică pe Mortis. E adevărat, da. Ia uite, skin-ul pe... Pe Crow, da, 80 de gemuri, l-am și eu skin-ul ăla. Dacă avea, putea să-l ia. Ok, adevărat. Și acum să mergem aici să colectăm bănuții, 150 de bănuți și... Wow, forță! Cum vedeam aici șansa la Megabox? Tot din shop. Tot din shop? Hai să da, vedem. Da, te duci la shop, dai să cumperi un Megabox. Du-te mai în dreapta așa. Ok, și? Bun, dai pe Megabox și acum dai pe I. Și aici îți scrie la legendar, are 0,0384. Da, deci e destul de mică. Dar... Și la mitică are 0,2, deci mai degrabă ți-ar pica o mitică. Să sperăm că totuși poate îi pică mitica. Hai să vedem. Și... Pică mitică sau nu pică mitică? Acum puneți pauză și scrieți dacă îi pică mitica sau nu. Dacă îi pică mitică... Sau nu-i pică mitică? Dacă o pun mitică și-o picată, e bine. Da. No, bun, hai să dăm. Sau legendara, Foxy. Păi asta am spus. Ai bănuți, puncte pe Tara. Asta am spus-o din start, din discuție. Puncte pe Pam, puncte pe Nita, puncte pe 8-bit, puncte pe Rico, 200 Doubler Tokens și atât. Bă, sărăcăcios, mă, megaboxul ăsta, mă. Foarte sărăcăcios. Și acum o să intrăm pe celălalt cont al lui. Hai, intră. Suntem tot pe contul lui Robert, nu știu de ce se numește David, poate este al fratelui lui, nu știm exact. Sau poate că are două nume, cine știe. A, da, și asta rămâne este foarte enigmă. Posibil. Și să-i mai luăm de aici niște puncte să-i se pună. Ia vezi acolo ce brawler are aici, că-s curios. Păi și aici are multe 20 trofee. 20 din 28. Sincer, da. Dincolo nu m-am uitat câte o, trofee. O, joacă Robert ăsta. Avea 12.000. Joacă Robert ăsta... De nu se oprește. Hai să vedem mare legendară și aici l-are pe Do, Leon. Ce tare! Forță! Forță, forță! Aici are 20 din 28, are mult mai multe șanse să-i pice un alt brawler. Și hai să ne uităm și aici într-o firod. Ce... Uite, are și B-box de colectat puncte. Au, și are și aici un megabox de 5.000 de trofee. Oh, ce tare! Ne place, ne place. Și o să începem cu brawl boxurile. Hai să vedem. Ai deschide brawl boxurile? Câte avea? 30. 30, o are ceva. Hai să vedem, are bulan și pe contul ăsta la gemuri? Sau aici e cu tichetele? Aici poate îi pică brawlerul, știi? Ar fi dacă ceva. Dincolo au fost cu gemuri. A, tichete. Un tichet. Aici cred că e cu tichete. Deci până acum are bonus un tichet. Da, nu prea primit bonus aici. Da, mai răruț așa cu bonusul, sincer. Încă un tichet. Deci până acum două tichete la activ. Puncte pe Leon. Și trei gemuri! Trei gemuri, da. Na, hai să dau gemuri și aici. Hai să vedem în continuare. Încă un tichet. Încă un tichet. Păi da, măcar deci până acum trei tichete și trei gemuri. Și cinci gemuri. Cinci gemuri, da. Deci are opt gemuri, forță. Forță, forță, forță. Sărăcăcios cu tichetele, adică îi dă tot câte unul. 200 Doubler Tokens, forță. Da, forță, forță. Și asta ne mai pică ceva, că-s curios. O, încă un tichet. Ce ziceam? Și... Încă un tichet. Numai unul, unul, știi? Da, două tichete, aba, te-au auzit. M-au auzit însuși. Să aibă că mai dau unul. Și? Încă două. Acum cu unul și cu două, știi? Da. Jonglează. Încă unul. Se întorce la unul. 5 mai avem. Încă 5 mai are, da. Să vedem, să vedem. Încă un tichet. Și. Și 200 Doubler Tokens. Forță. Ăsta e Big Box-ul. Da, e trecut direct. Ok, am trecut. Bun, nice. Da, acum te dă și într-o firă, să vezi. Ok, deci n-a fost să fie. Stai să ne uităm un pic și pe shop. Și aici are oferta... cu 50 de lei. Și aici apare să cumpere Brawler Epic și la skin-uri să ne uităm. Nu, are skin-ul pe Piper ăla cu 500. A, uite, puteți să-l ia dacă vroia, dar poate nu fi vrut să-l ia. Ce? Skin-ul, care da, o grămadă da, de... Da, are. Ok. Și acum revenim aici într-o firot să colectăm și să le punem pe Poco. Că așa mi s-a zis că au ar dori instrucțiuni, să le punem pe Poco.
Ok, 50 de bănuți, deschidem bibox-ul de la 4500 și să vedem ce ne dă. 59 de bănuți, puncte pe tic, pe penny și avem 20 aici penny, și două tichete. Ok. Bun, nice. Încă iar niște puncte de colectat. Tot pe poco le punem. Și forță! Forță, morță! Bun. Și... a venit vremea mega boxului de 5022 de trofee. Ești curioasă dacă pe acest cont, care este tot al lui, o să aibă noroc. Mult mai mult noroc decât pe celălalt. Hai să vedem. Hai să 1, 2, 3 și hâță! Bănuți! Ia să vedem puncte pe Shelly. Ok. Puncte pe Tic. Puncte pe Piper. Puncte pe Daryl, puncte pe Jesse și 5 tichete. Măcar i-au dat mult mai multe tichete. Da, bă, dar tot sărăcăciosii. Așa, adică, da, așa îi. Era Megapox de la 5.000 de trofee și de la 12.000 de trofee. Am înțeles, da, da, da. Și aici o să dăm... dă un match. Intru la solo, o să dau un match cu ea, că n-am prea jucat. Haide, dă-i un match, Foxy. Da, pe harta asta plină de cadouri, știi? Da. Și cu ea e de Crăciun, fii mai bun, fii adevărat. Spune, da, nu spune, nu la Pam și Christmas Bru. Fugi de acolo. Aolo. Fugi, că te țin, ce să zic? Rachetele. Nu rachetele, că te ține Steve-a din spate, butoiașul din spate. Ce zici, cineva aici în tufa asta mare? Am și eu timp să iau power-ul ăsta? Sincer, s-ar putea să vină cineva, așa că... uite acolo jos, e Bibi. Încerc să o bate Bibi. Am încercat să o bat pe Bibi, dar nu, n-a mers. A fugit cum a văzut, cum a fugit. Vezi că e ciocanelul după tine? Stai, că plec de aici, ies din bușuri și mă duc mai încolo. Așa. Stai să încerci și bușurile astea de pe aici, eventual, să nu fie cineva. Și mai sunt 6 rămași în viață, 5. Aici tot e bine, da. Aici, în zona asta centrală, cred că stă toată lumea. Faza e că ai doar 2 power. Da, din păcate. Ceea ce e tristuț, aș putea să zic. Ia să vedem să... Uite. Așa, și încă o bucată, și... No! Oricum avea power mai mare decât tine. Aproape câștigam, da, e bine și pe locul 2. Ai ieșit și pe locul 2, tot e bine? Da, e super plus bine. Plus 8 trofee, forțini, bombini. Deci cam ăsta a fost episodul, dacă v-a plăcut să nu uitați acolo de un like, un share și un subscribe și noi ne reauzim pe următorul episod. Să nu uitați de un follow pe Houdini.insta și Foxy.insta, pa, pa! Ne auzim data viitoare, pa, pa!